Bună ziua și bine v-am găsit. Astăzi am să prezint o colonie unde încă măcile nu erau împerecheate și vom vedea ce vom face și aici. În primul rând trebuie să vedem dacă matca este împerecheată. Dacă matca este împerecheată, atunci va trebui să facem o altă lucrare. Dacă nu este împerecheată, va trebui să unificăm. Ca să vedem ce găsim. Deci. În partea de aici știu că matca depune foarte bine, e dezvoltat. Iar în partea din față trebuie să avem o matcă împerecheat. Vom lua ramă cu ramă. Primul lucru care îl observ în momentul acesta când deschid folia este că a construit aceste punți. Iar aceste punți ar da dovadă că matca este împerecheată. Adică asta ne-ar arăta. Aici avem o ramă cu mâncare. E ceva mâncare pe ea. Dar nu aceasta ne interesează. Ne interesează să vedem ce avem aici, în cuib. Ia să vedem. Avem matcă sau nu avem? Matcă împerecheată. Opa. Da? Ieri au adus că altceva de lucru n-aveau. Iar în caz că nu este matca împerecheată, iată, au adus și miere, are miere. Acestea eu nu le-am stimulat deloc. Dacă stimulam aceste colonii unde erau măci neîmperecheate, șansa de împerechere era mult mai mare. Dar așa că le-am lăsat în voia sorții, împerecherea a fost mai slabă, scăzând mult șansele de împerechere. Eu aici încă nu văd ouă. În același timp mă uit și după matcă. Are coroană și are loc pentru oar. Suficient. Dacă este înferecheată, ar fi ceva foarte bine. Aici este o ramă cu păstură și mieră. În momentul acesta, dacă nu o să găsesc matca, o vom unifica după metoda veche. Având această hrană la dispoziție, în momentul unificării va fi o dezvoltare frumoasă, mai ales că matca din spate are un apetit de dezvoltare destul de bun.
încerc să-mi dau seama dacă are sau nu are matcă. E destul de suspect această colonie. Din această privință. Ouă nu sunt. Dacă nu sunt ouă, ar trebui să avem matcă. Se vede. Eu consider că aici nu este matcă, dar voi mai arunca o privire la tot cuibul, fără să filmez, iar dacă o găsesc, atunci o să vă arăt, iar dacă nu o găsesc, atunci voi trece la unificare. Iată, până la urmă s-a dovedit a nu avea matcă și ne folosim de această diafragmă cu cele două ochiuri, mi-am dat drumul și acum le voi unifica foarte simplu. Va rezulta o colonie foarte mare, undeva pe 14 rame, să zic așa, cu 7-8 rame de puiet. O să arate foarte bine și o să aibă și spațiu de oat. Noi continuăm cu stimularea și cu uleiurile esențiale și vom vedea cum va intra iarna această colonie. Până la următorul film, numai bine!